Manipulare, șantaj, adulter și violență domestică. Dau cuvântul comisarului procuror. Onorată instanță, stimați Uriu, ne aflăm astăzi în fața unei decizii importante care poate schimba destinul unei societăți. Omul pe care îl aveți în fața dumneavoastră și-a pus toată viclenia de care dispune pentru a manipula o viață. Nu există dovezi. Nu se apropie față că dumneavoastră să continue să vedem unde vrea să ajungă. Mulțumesc. Omul pe care îl aveți în fața dumneavoastră și-a pus toată viclenia de care dispune pentru a manipula o viață ființă inocentă. Îmi permiteți la cuvântul? Se aprobă, platformă. Dintr-o sete nestabilită de a obține pământ, domnul Planetaș a sedus-o pe viclenia. Liniște! Acest domn a sedus o viață ființă și când a văzut că a intrat în posesia verii femeii, a dat-o uitării, a văzut-o și a alungat-o. Psihic, femeia a cedat și a încercat să se sinucidă. Nu există probe în acest sens. Se apropă. Onorată instanță, cu permisiunea dumneavoastră, chem în boxa martorilor pe domnul Vasile Baciu și pe Ana Baciu. Obiectez, este tatăl victimei, nu poate fi obiectiv în acest caz. Nu se apropă, chem în fața judecății pe Vasile și Ana Baciu. Spuneți până dreaptă pe Biblie, spuneți după mine. Jur să spun adevărul și nu mai adevărul. Luați-o în boxa martorilor. Martorii va face. Domnule Baciu, care este relația dumneavoastră cu domnul Granitașul? Este vicine de mine, dacă îl pot numi așa. Femeia cu care era căsătorit, fiica mea aici de față, a încercat să spună capăt de. Domnișoară Baciu, care este relația dumneavoastră cu domnul Granitașul? Ioan este soțul meu. Îl iubesc, dar de o perioadă mai și pot să mă conțească, doar ca o neantă să-și îndeplinească scopurile. Domnule Baciu, ați fost de acord cu mariajul celor doi? Eu nu pot să îndeplinesc eu și întâlnă. Mariajul nici de pe tine. Lasă-l! Domnule Baciu, aveți o vârstă, dați dovadă de ea. Vă scuzați, domnule Petrăgăr. E inadmisibil așa ceva. Dați-l afară. Profesez de 20 de ani de zile. Odată nu mi s-a întâmplat așa ceva. Vă rog frumos să mă scuzați, domnule. Vreți să fiți întemnițat? Nu. Continuăm. Fica mea era cu minte, arătă, asupătoare, nu mi-e și-a nebunut. Eu aș fi putut să o mări cu George Burbuc, un băiat la fel de bogat ca ea, ca averea să nu se piardă. Planetașul ăsta a reclătat în coale, am prăbădit-o și mi-a furat-o, domnule judecător. O mândreță, după că, doar că-l-am pus. Unicul meu, șeritor. Domnule Baciu, de ce s-a întâmplat în timpul căsătoriei celor doi? O băteam o ușoară avocat, să vă spună nevasta lui Macedon Cercetașul, de prioarea scăpată de mâine, de pe fază. Domnișoară Baciu, ce s-a întâmplat în timpul căsătăriei cu părintele lui Tom? În vremea și ea când ne-am cunoscut, mi-a dat impresia că mă iubește. Dar a început să-și vrea rama cu față. Mă băte, mă înjură, ne-am mereu bea la cât. Baciu! Liniște! O să fiți dat afară! Domnule, credeți că bătăia administrată de inginerile dumneavoastră a afectat femeii judecata? Cu siguranță, cred că i-am trimitat judecata. Mai ales că dumnealui doresc o șări. E tot de dea tărcoare proiectului George Burbuc, negligența lui al Sofiană la capul de putere. Domnișoară Baciu,
ce vă bați? Ați fost afectată de bătăile administrate de soțul dumneavoastră? Da. M-a făcut de sunt în sat. Mi-a început să vorbească la spate. Dar nu este încă vizibil. Uitați-le, domnule și fătă. Uitați aici. Uitați ce a făcut. Și pe gât de cauză, uitați ce am făcut. Uitați, ochiul ăsta tot ea mi-a făcut așa. Să fie rușine. Doresc să văd probele. Vă mulțumesc frumos. Se citește. Subsemnatul dr. Nicolae Minovici, medic principal legist șef de lucrări la disciplina de medicină legală, ca urmare a adresei Procuraturii Județene Cluj, dosarul numărul 1009 pe 38 din 24-10-1907, Ita Năsăul, care declară că la data de 21-10-1907 a fost victima unei agresiuni domestice și am constatat următoarele. Pe brațul stâng posterior, în o treime medie, ectimoză gălduie violacee, pe gamba dreaptă, o treime medie antero-intern prezintă o exfoliație de 2,5 x 0,5 cm longitudinală cu crustă sanguină roșiatică discontinuă subțire nepansată și pe brațul stâng central o plagă superficială liniară de 0,5 cm corespunzător caninului superior 1,3. În concluzie, numita Ana Baciu prezintă leziuni traumatice care s-au produs prin lovire cu pumnul, cât și un traumatism obiectivat prin ectimoze. Acesta este certificatul. Informațiile sunt adevărate, se aprobă. Domnule Vasile Baciu, v-ați identificat? Da. Domnișoara Baciu, v-ați identificat? Da, până să-ți comport cu mine. Atunci, care este principal motiv pentru care ați recurs să acest gest? Nu se întrebă. În urma informațiilor expuse astăzi, înțelegem că Ana nu este în parte de plinătățile mentale, iar informațiile sale nu pot fi luate în considerare. Însă, leziunile fizice sunt vizibile, atât și violența domestică, faptul cu care inculpatul va fi acuzat în plus. Domnule Vasile Baciu, de ce, după ce ați aflat că Ana este însărcinată, o băteați și de câteva ori pe zi? Obiectez! Avocatul face speculații, nu există probe concludente. Doamne judecător, vă rog frumos să citiți și să luați de dovadă mărturiile doamnei cercetașul și a domnului Zaharia Credelea, mărturitorul satului. Doresc să vă mulțumesc. Da, se citește. Subsemnatul Zaharia Herdelea, domiciliat în satul Pripas, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declară pe proprie răspundere că am calitatea de martor a violenței domestice generată de violență fizică. Vătămarea corporală, ora sănătății, prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare în orice formă și de orice intensitate, de către numitul Vasile Baciu, asupra numit de Ana Baciu, fiica sa. Documente emis în data de 4-11-1907. Subsemnata Floarea Cercetașu, domiciliat în satul Pripas, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că am calitatea de martor a violenței domestice generată de violență fizică. Vătămarea corporală, ora sănătății, prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare în orice formă și de orice intensitate, de către numitul Vasile Baciu, asupra numită Ana Baciu, fiica sa, document emis în data de 4-11-1907.
informațiile sunt adevărate, se aprobă. Continuați. Domnul judecător, într-adevăr, i-am aplicat o corecție, dar nu de o gravitate mare. I-am dat două palme la net și regret cumplit acest lucru. Atunci, domnule Vasile, dacă clientul meu este vinovat de violență domestică, tu ești la fel de vinovat. Obiectez! Se aprobă. Aduceți în sală acuzat. Suntem în boxa mare, tot rău pe cei doi mici. Veniți în timp atunci. Puneți mâna dreaptă pe Biblie, spuneți domnul. Jur să spun adevărul și numai adevărul. Jur să spun adevărul și numai adevărul. Așa să vă cinci. Jur să spun adevărul și numai adevărul. Așa să vă cinci. Acte de coloasă. Mulțumesc. Domnule Zaharia, cred că n-ați este inculpat? Da, i-am fost învățător și n-aș defrânie. Cel mai prețios elev al meu, care de situație. Domnule, cu dumneavoastră, nu aș fi încurcat și care este relația dumneavoastră cu el? Da, a fost prietenul meu cel mai bun de copilărie. Domnule Zaharia, ce părere aveți despre Ioan? Băiat săritor, deștept, cu rezultate bune la învățătură. Încăpățânat el de fel pentru că nu a vrut să-și continue studiile. A preferat să lucreze pământurile și în ceasul mi s-a ajuns. Dumneavoastră, domnule echipă, ce părere aveți în curte? A fost un băiat viitor, dar din cauza situațiilor financiare n-a reușit să-și continue studiile. Acesta, dorind să acumuleze cât mai mult avere, setea de bani, la destină instanță. Domnule Zaharia, cum caracterizați relația celor doi? Mie mi se părea că se înțelegeau, ba chiar se iubeau. Dumneavoastră, domnule Titu, cum caracterizați relația celor doi? Din exterior, păreau o familie fericită și calmă. Eu l-am sfătuit să-și iau o fată bogată, să scape de sărăcie, dar nu credeam că se va ajunge până aici. Domnule Zaharia, știați că Ana Baciu era bătută de către tatăl ei? Da, chiar am încercat să pun capăt conflictului dintre Vasile și Ion, ca săraca Ana să nu mai sufere. Disputa dintre ei a ajuns la urechile întregului sat. Aș fi perturbat liniștea pe pasului, până și preotul Gălciu prezent în viață a intervenit în cauza aceasta. Și ați reușit să ne împăcați? Ei ne-au promis că se vor gândi. Prietenul meu, preotul Gălciu, a reușit cumva să vă împacă. Dumneavoastră, domnule Titu, știați că Ana Baciu era bătută de către tatăl ei? Am fost plecat în eleagă străină. Nu știu despre aceste fapte. Nu mi-a povestit nimic, deși aveam o legătură ascunsă. Vă mulțumesc, domnule judecător. Patrul va aparține. Dacă Ana a acceptat ca Ion să se apropie așa mult de ea înainte de căsătorie, demonstrat să-și la plăbit. Iar dacă Ion s-a lăsat sedus de Ana și a căutat o altă insistență, înseamnă că la rândul lui și-a plăbit. Știți că dumneavoastră vreau să-ți ia? Am auzit și eu de aceste fapte, ulterior ce drept, și vă dați seama, sunt foarte mâhnit. Dar, din câte am înțeles, după ce Ana a rămas gravidă, lucrurile s-au mai hotărât. Când cei doi s-au căsătorit, Ana era însărcinată? Da, iar sarcina era chiar de zi. Cine a ținut locul nevestirea în primirea obiceiurilor? Florica lui Maxim Ocream, prima domnișoară de onoare, fata a vădurei cu dosia. Martor nu are gând să știe aceste aspecte. Până de instanță, prin spusele fiului meu, Titu, am existat cumva o legătură între Ion și Florica. Eu nu sunt sigur, pentru că eu n-am mai fost de mult prin sat, pentru că sunt bătrân și... Da, să înțeleg. Nu se apropie. Această doamnă este prezentă în sală? Da, domnule. Sunt prezentă. Mai aveți și la fel, domnule? Domnule,
Nu ați luat acolo. Marco va face. Relatați-mi din perspectiva dumneavoastră ce s-a întâmplat în anumită. Da, e adevărat că am văzut săptămâna anumită asta, dar am făcut o strip ca să nu ies tradiția. Că Ana era lăsă și dată și pe șirii dansurile și făcut rău copilul. A fost strip un dans. O să nu puteți sinceritate. Ați întreținut relații intime cu acesta în timpul căsniciei? Se apropie. Limitați-vă doar la faptul. Nu am avut nici o apropiere cu Ion. Chiar dacă înainte de căsătoria sa cu Ana, au fost doar o apropiere. Doar atât. Pentru că am aflat cu vrestele din nevastă, am renunțat și de dovadă mă căsătorim cu Jertu, care ești educație. Mai aveți ceva ați spus? Nu, domnule. Dumneavoastră? Nu, domnule. Vă invit la urmă. Invit în fața judecătorului pe intervantul din avocatul de Anacaș. Doamna polițist, schimbați-mă cu urmă pe sarcă, vă. Acestor avocați care doresc să facă mărturii. Da, mă rog, atestați. Cum vă numiți? Vă numesc George Bulbuc, mă rog, atestați. Vă puteți în fața judecăților. Una dreaptă pe Biblie, spuneți după mine, ajută, spune adevărul și mai adevărul. Mă rog, atestați, mărturisesc că eu și Ion
mărirea etajului. Am mai avut câteva încredere, însă de lungul timpului am devenit un prieten, să zic așa. Până să-mi dau seama că acele norociri, nu crezi să vă ai opărat. Acele norociri, domnule, limbază. Până să-mi dau seama că acel tâlhar am vrut doar să aibă relații cu soția mea. Înțeleg. Ai încă ceva de spus? Nu, lăsați. Faceți o părere și respectă. Numai că e prost în sală asta privasă. Lasă-o prost. Alți martori? Da, vă luăm pe Alexandru. Cine sunteți? Îl trebuie pe lecturi de sală cu pas. Poftiți-mi fața și de preță. Spuneți mă, pe Biblie, spuneți pe mine. Jur să spun adevărul și mai adevărul. Jur să spun adevărul și mai adevărul. Doamne, 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 Mă ascult, dar ascult la un hotel, la ce ascult de aveți? Da, am avut momente de proces în lucrare. Așa, și trebuie să vă instalați aici acum? Nu, nu, de căpă. Continuați. Mă rog de instanța, am venit în fața dumneavoastră pentru a vă spune adevărul și nici de cum să ne de greșelile constatenilor. Ion este un stricat, un bătăuș. Hai să nu mai stați de un pic, mă ajută, vă rog. Și un om nimic. De multe vreme au zis că peciorul de anetașului face probleme în satul ocupat și este un necredincios. Dar nu am cedut. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și ați avut atenția asta a mea. Înțeleg. Da, mă ascult. Acum ați avut de spus. Ați dorit să mai spun ceva? Cine sunt eu? Mă rog. 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 Spunând în comunează din acesta, acesta era sigur că el nu vă observa, dar s-a înșelat. În plus, acesta m-a mințit spunând faptul că patru nu se mai cunoștea atât de bine. Știu că pământul meu a fost și înainte, însă, în orată instanță, puteam ajunge la o înțelegere amicală, nu să facă ceva rău, cum o merge pământul meu și nu mai cunoștea. Deci, dumneavoastră v-ați pădat de fur, da? Desigur. Domnul polițist, verificați stadiul la maniferul. Semnatul doctor Dumitru Combiescu, medic în unitatea sanitară Spitalul Unificat Bistrița, am procedat la prelevarea probelor de sânge de la anumitul Ion Pop, fiului Alexandru Pop și al Zenobiei Pop și am constatat valoarea de 0,97 mg alcool pur în aer expirat, aproape de comă. Atitudinea vă rog, liniște în sală. Menționez că siringa și acru cu care s-a prelevat sunt de unică folosință și nu prezintă urme de alcool sau alte substanțe volatile. De asemenea, dezinfectarea pielii s-a făcut conform prevederilor din normele de prelevare. Acesta este... Două de mine în față. Nu sunt naturi. Acesta fiind zis, puteți să luați loc. Dau cuvântul.
Onorată instanță, stimați voi, omul acesta este un acord de săvârșit. Cu cât o nonșalanță de prează și-a bagevărit femeia, că a iubit-o, că nu a urmărit obținerea adeiului femeii. Prin venia